a fost preocupat de problemele esențiale ale gândirii și destinului uman. Existența, moartea, salvarea, Dumnezeu, lumea. Și a răspuns la toate acestea din perspectiva credinței sale, ortodoxă. Pentru Nae Ionescu, creștinismul este o dezlegare dumnezeiască a problemei lui Iov. Convingerea sa profund creștină era că durerea însăși poate deveni un izvor de nesfârșită bucurie, dacă se îndeplinește un rol și capătă un sens în efortul nostru de a atinge mântuirea. Ca și alți mărturisitori ai dreptei credințe, Nae Ionescu a fost asasinat. Nu se știe de cine, se știe însă cum, otrăvit. Însă, în urma lui a rămas cea mai strălucită generație pe care a dat-o România lumii. Între aceștia, părintele Arsenie Papacioc, marele duhovnic de la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol. Bucureștiul începutului de veac 20, capitala unei țări ce își găsise în sfârșit cuprinderea firească, locul de unde se strângeau energiile întregii daci traiane, de unde urmau să pulseze, să iradieze noile proiecte pentru noua și întregita Românie. Un oraș european cu oameni veseli, mulțumiți și încrezători în noul destin românesc și bucureștean totodată. Micul Paris, îi spuneau unii, având ca centre de putere Palatul Regal, Parlamentul și Universitatea. Universitatea, unde conferențiau cele mai strălucite și mai avântate minți ale României și de unde iradiau toate mișcările ideologice importante și determinante în orientarea României. Pârvan, Iorga și generații întregi de studenți și de oameni veniți din toate colțurile țării ca să umple până la refuz amfiteatrele universităților. Și între generațiile care realizaseră unirea și cele care rămăseseră fără un ideal național, cum spunea Eliade, o singură punte solidă de trecere, Nae Ionescu. Suficient de matur și suficient de tânăr pentru a lega trecutul de viitor. O sarcină de excepție pentru umerii unui om de excepție. Nimeni niciodată nu mai trezise atâta poftă de învățătură și de gândire în tinerii veniți plini de speranță în viitor pe băncile facultăților. Nimeni de la Eminescu până atunci nu mai despicase atât de crud și de decisiv realitatea românească și europeană în articole de presă. În cursurile sale de filozofie, Nae Ionescu începea de fiecare dată lumea de la zero și o lăsa mereu deschisă gândirii fiecărui student. În articolele de ziar lăsa impresia că închide definitiv fiecare problemă asupra căreia se apleca mintea lui tăioasă până la cinism. Fiecare articol al lui Nae Ionescu era un capăt de drum. O lume întreagă de nelămuriri, de traume, de neliniști, de frământări, dispărea ca prin farmec. Nae Ionescu a fost un moment în istoria respectivă de mare valoare. Așa, a avut adversari pe Carol al II-lea, adică adversare frumuseții și adevărului și a țării românești și adevărului de urmă de credință. A fost și legionar în felul. Noi nu puteam vedea tineretul atunci un filozof mai motivat, mai acoperit, adică mai argumentat ca el. Ascuțit, atingea lucrurile la inima lor, cu sobrietate, în sfârșit, sigur că da. A fost un om extraordinar, să știți. Însă era foarte reținut, așa, fuma mult, era munden în felul lui. Dar nu asta vorbim. E treaba lui, nu făcea, dar a fost un filozof de mare valoare, cu identitate de filozof. Vă spun că el avea pe mic. Mig ăsta numai în două lucruri să găsesc. La un cineva la Cluj, el avea 150 de volume. Migne se scrie, mic se citește. E scris de mic din Franța. 150 de volume, cât o Biblie de mare un volum, mai groasă, așa era. Pe vremea lui te puteai înscrie ca student extraordinar. Fără participai la cursuri, fără însă să primești o diplomă. Dar m-am înscris și eu, că eu nu eram în altă parte, dar mă interesa foarte mult lucrul ăsta. Sigur că Dumnezeu se vede că de mic aveam chemare pe cunoștințe de un ordin spiritual, așa. Și la cursul lui odată a zis, zice, nu vă spun nimic,
pentru că nu mi-a venit nimic. Ce putem să înțelegem niște copii? Noi care eram setoși de, de noutăți, de combinații filozofice, în sfârșit de, așa de comparație de mari filozofi, care de fapt n-a făcut nimic filozofie, dacă niște noțiuni. Vă spun eu, știți. Dar am rămas în nedumerire asta până mai târziu, când eu eram frate de mănăstire, la mănăstirea Antim, am fost luat la Institutul Biblic acolo. Atunci am văzut eu de unde știa Nae Ionescu, de nu i-a venit nimic. Acum, abia acum, când eram mărișor, mai aproape de 30 de ani, că Nae Ionescu se inspira în continuu din mic, din literatura religioasă, care e o bogăție dincolo de închipuire, în sfârșit nu se poate face comparații. Închisorile din România, dar mai ales cea de la Sighet, au avut o faimă îngrozitoare, pentru că au înghițit între zidurile lor o întreagă elită românească. Personalități politice, culturale, clericale și militare au suferit torturi de nedescris, având parte de un sfârșit tragic. Iuliu Maniu, Gheorghe Brătianu, Constantin Argetoianu, Nae Ionescu și mulți alții. Conform mărturiei părintelui Arsenie Papacioc, Nae Ionescu, renumit om de cultură, filozof, a îndurat grele torturi și nimicnicii. Coleg de suferință, părintele Arsenie a fost pentru mulți întemnițați și duhovnic, și prieten, și frate. De aceea ne-am oprit, preț de câteva momente, în chilia părintelui duhovnic de la Techirghiol, pentru a ne împărtăși câteva dintre experiențele pe care le-a trăit alături de marele om de știință, Nae Ionescu. Era un om mai înăltut, se bărbea de 3 ori pe zi, fuma țigare după țigare și era foarte spumb la a vorbi, în sfârșit. Închisoarea îl ținea izolat de noi, dar când ieșeam la așa zisa mișcare, ținea geamurile deschise și vorbeam, așa făceam pași aici, mai întârziam că nu ne observa. Și am fost într-un lagăr împreună, acolo vorbesc că eram împreună, dar a murit repede, l-a omorât Carol al II-lea, știți că a fost împotrivă, ce făcea un bajocul, ce făcea regele, asta n-a putut să suporte și era foarte discutat, ca o minte ascuțită, cu totul ascuțită, și avea o mare popularitate în lumea studioasă, mai ales lumea spiritual studioasă. Asta, aveți o certitudine că a fost omorât sau e... Nu, nu poate să fie certitudine aici, mai ales când e vorba de un rege, dar a murit dintr-o dată, a fost un om sănătos, era un viguros, așa, voinic, dar nu s-a împăcat, știm că a fost un conflict între ei, nu, și a murit, ne-am trezit cu el. El a fost un om care simpatiza valorile de jertfă. El punea problema pe jertfă pentru că jertfa este condiția care se pune fiecărui ins pentru supraexistență sau pentru ca să scoată completat temeinic în sfârșit mersul lui sau zborul lui. Pentru că problema se pune mai mult vertical decât orizontal când e vorba de mers. Deci trebuie să ne precum foarte mult de aripi, mai mult decât de roate, știți? Da. Cu privire la Nae Ionescu, ce pot să vă spun decât a fost un om preocupat cu probleme de mântuire cu orice chip, însă în stilul lui filozofic. Că vă spun încă o dată, filozofia n-a creat decât nu niște noțiuni. La marea răspundere a vieții n-a răspuns. Că zice Kant, 2 lucruri îmi umple inima de admirație, zice. Cer un stelat deasupra mea și legea morală de mine. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor grele ale pușcăriilor putem lesne să ne închipuim. Regimul crunt de detenție este de acum cunoscut de mulți dintre noi. Se pare că prin tot felul de mijloace de constrângere, deținuții au fost obligați să-și scrie o parte dintre amintiri. Trebuie să vă spun că durerea cea mare sau grozăvia asta e foarte greu să o pot spune pentru că e dincolo de logică, știți? Și am avut regim de exterminare.
mai ales cu foamea, și pe mine m-a și izolat, mă băga la camere frigorifere. Nu puteai trăi decât 2-3 zile și ultima mă lua din când în când și mă băga degeaba, știi, găsea un motiv că Temir Cecla m-a ținut de braț când mi-a spus la primare 10 minute la 3 luni. Ne scotea la aia, știți. În sfârșit, nu asta era durerea cea mai mare. Și mă băga la camere frigorifere. Dom'le, ieșea sufletul. Am avut ocazii să eram conștient că te și dezbrăcaște acolo, ca să, dom'le, groaznic acolo și vara te mureai de frig. Așa erau montate și făcute numai ciment. Așa. Eram curios să văd cum iese sufletul, ajunsem până la margine. Cum e sufletul, nu se mai putea. Am văzut că m-a ferit Dumnezeu. Mă pedepsise, te pedepsea 2-3 zile, acum mă pedepsea 7 zile la frigider, cum zicea, ca să mor. Dar m-a scos după 5 zile, a fost lucrarea Dumnezeu. Ce s-a întâmplat acolo, ce relație am avut eu cu veșnicia, cu Dumnezeu, e foarte greu de spus. Nu sunt lucruri care să pot spune. Uite, pe mine m-a întrebat foarte mulți, domnule, cât am trăit și prin pustii și prin pușcării, nu s-a făcut vreo minune? Am spus, zic, nu s-a făcut, am spus eu. Dar zic, s-a făcut uneori, am spus. Care, care? Zic, care? Eu am trăit în frigidere, am trăit ani de zile nemâncat, schelete. Am trăit în pustii când rânjeam lupul la 10 metri și nu rânjește să te mușce lupul, să te mănânce. Sigur că da, a fost foarte greu. Discuții a fost, acolo eram izolați, ne schimba, dar Dumnezeu lucra. Bunăoară, lucram foarte mult prin morse. Eu puteam să transmit, dar nu puteam să primesc. Știți că eram aglomerat sufletește în felul meu și m-au rugat vecinii dintr-o celulă alături să se spovedească. Bineînțeles, prin morse. Și le-am răspuns, mâine dimineață la ora, și când îi bate eu în perete, și dimineața le deam dezlegare, le puteam în perete, stați în locul cu tare. Dar cu o condiție, le spuneam, dacă mărim până mâine, că așa se părea problema acolo, nu aveai siguranță că trece mâine, rămâneți dezlegați, dar dacă în viață întâlniți vreun preot să vă dezlege încă o dată, pentru că situația de acum e îngăduită, pentru că era ce era. Da, și aveam o ață, că așa se spune, dacă n-ai epitrahilul ăsta, e o ață, luând de pe marginea, așa, veșmitelor la care era acolo, și o legai de gât. Și după ce se termină, o arzi. Eu ața aia, am avut-o în buzunar, mă limbirea cu ea. Și m-a găzduit patriarhul la dormitor, la patriarhie acolo, cum era. Și am spus la maică, uite, maică, asta putea pune pe foc și să pun pe foc eu așa ceva, v-a băgat-o în sân, săracă, cu ața aia și dădeam dezlegare. Dar sunt suferințele adânci, foamea grozavă, în sfârșit acolo, să înțelegi pe lălalt, unii puteau. Am avut o criză de hemoroizi de 70 de zile. Vă dați seama, am operat până la urmă, dar nu, că când vedea că ești bolnav, te lua, te ducea într-un loc ca să te îngrijească, dar din contră să te într-o regim și maestru ca să mori. Era câteva grame, 102 grame de pâine de ors, atâtica pe zi, care o frămitură, dacă o luai, ziceai că aia e. Nu vă dați seama ce importanță mare avea o frămitură. O ai pe deget, așa cum. Acolo erau momentele cele mai concentrate, pentru că era vorba de moartea ta pe care o vedeai. O vedeai și te mirai cum de nu mori. Da. Nae Ionescu a creat neliniști în metafizică, certitudini în cotidian și a arătat calea. În urma lui a răsărit cea mai strălucită generație pe care a dat-o România lumii și ale cărei roade rămân de cules încă un veac, de acum încolo cel puțin. Odată cu moartea lui Nae Ionescu, alte generații nu au mai rodit și rămâne de văzut când sau dacă Dumnezeu ne va mai considera demn de încă un profesor pentru încă o Românie.
fost și legionar în felul. Noi nu puteam vedea tineretul atunci un filozof mai motivat, mai acoperit, adică mai argumentat ca el. Ascuțit, atingea lucrurile la inima lor, cu sobrietate, în sfârșit, sigur că da. A fost un om extraordinar, să știți. Însă era foarte reținut, așa, fuma mult, era munden în felul lui. Dar nu asta vorbim. E treaba lui, nu făcea, dar a fost un filozof de mare valoare, cu identitate de filozof. Eu vă spun că el avea pe mic, mig ăsta, numai în două lucruri să găsesc. La un cineva la Cluj, el avea 150 de volume. Migne se scrie, mic se citește. E scris de mic din Franța. 150 de volume, cât o Biblie de mare un volum, mai groasă, așa era. Pe vremea lui te puteai înscrie ca student extraordinar. Fără participai la cursuri, fără însă să primești o diplomă. Dar m-am înscris și eu, că eu nu eram în altă parte, dar mă interesa foarte mult lucrul ăsta. Sigur că Dumnezeu se vede că de mic aveam chemare și pe cunoștințe de un ordin spiritual, așa. Și la cursul lui odată a zis, zice, nu vă spun nimic pentru că nu mi-a venit nimic. Ce putem să înțelegem niște copii? Noi care eram setoși de noutăți, de combinații filozofice, în sfârșit de comparație de mari filozofi, care de fapt n-a făcut nimic filozofie, dacă niște noțiuni, vă spun eu, știți. Dar am rămas în nedumerirea asta până mai târziu, când eu eram frate de mănăstire, la mănăstirea Antim, am fost luat la Institutul Biblic acolo. Atunci am văzut eu de unde știa Nae Ionescu, de nu i-a venit nimic. Acum, abia acum, când eram mărișor, mai aproape de 30 de ani, că Nae Ionescu se inspira în continuu din literatura religioasă, care e o bogăție dincolo de închipuire, în sfârșit nu se poate face comparații. Închisorile din România, dar mai ales cea de la Sighet, au avut o faimă îngrozitoare, pentru că au înghițit între zidurile lor o întreagă elită românească. Personalități politice, culturale, clericale și militare au suferit torturi de nedescris, având parte de un sfârșit tragic. Iuliu Maniu, Gheorghe Brătianu, Constantin Argetoianu, Nae Ionescu și mulți alții. Conform mărturiei părintelui Arsenie, mintea lui tăioasă până la cinism. Fiecare articol al lui Nae Ionescu era un capăt de drum. O lume întreagă de nelămuriri, de traume, de neliniști, de frământări, dispărea ca prin farmec. Nae Ionescu a fost un moment în istoria respectivă de mare valoare. Așa, a avut adversari pe Carol al II-lea, adică adversare frumuseții și adevărului și a țării românești și adevărului de urmă de credință. A fost și legionar în felul. Noi nu puteam vedea tineretul atunci un filozof mai motivat, mai acoperit, adică mai argumentat ca el. Ascuțit, atingea lucrurile la inima lor, cu sobrietate, în sfârșit, sigur că da. A fost un om extraordinar, să știți. Însă era foarte reținut, așa, fuma mult, era munden în felul lui. Dar nu asta vorbim. E treaba lui, nu făcea, dar a fost un filozof de mare valoare, cu identitate de filozof. Eu vă spun că el avea pe mic, mig ăsta, numai în două lucruri să găsesc. La un cineva la Cluj, el avea 150 de volume. Migne se scrie, mic se citește. E scris de mic din Franța. 150 de volume, cât o Biblie de mare un volum, mai groasă, așa era. Pe vremea lui te puteai înscrie ca student extraordinar. Fără participai la cursuri, fără însă să primești o diplomă. Dar m-am înscris și eu, că eu nu eram în altă parte, dar mă interesa foarte mult lucrul ăsta. Sigur că Dumnezeu se vede că de mic aveam chemare și pe cunoștințe de un ordin spiritual, așa. Și la cursul lui odată a zis,
Zice, nu vă spun nimic, pentru că nu mi-a venit nimic. Ce putem să înțelegem niște copii? Noi care eram setoși de, de noutăți, de combinații filozofice, în sfârșit de cu... așa de comparație, de mari filozofi, care de fapt n-a făcut nimic filozofie, dacă niște noțiuni. Vă spun eu, știți. Dar am rămas în nedumerirea asta până mai târziu, când eu eram frate de mănăstire, la mănăstirea Antim, am fost luat la Institutul Biblic acolo. Atunci am văzut eu de unde știa Nae Ionescu, de nu i-a venit nimic. Acum, abia acum, când eram mărișor, mai aproape de 30 de ani, că Nae Ionescu se inspira în continuu din mic, din literatura religioasă, care e o bogăție dincolo de închipuire, însă nu se poate face comparații. Trecutul de viitor. O sarcină de excepție pentru umerii unui om de excepție. Nimeni niciodată nu mai trezise atâta poftă de învățătură și de gândire în tinerii veniți plini de speranță în viitor pe băncile facultăților. Nimeni de la Eminescu până atunci nu mai despicase atât de crud și de decisiv realitatea românească și europeană în articole de presă. În cursurile sale de filozofie, Nae Ionescu începea de fiecare dată lumea de la zero și o lăsa mereu deschisă gândirii fiecărui student. În articolele de ziar lăsa impresia că închide definitiv fiecare problemă asupra căreia se apleca mintea lui tăioasă până la cinism. Fiecare articol al lui Nae Ionescu era un capăt de drum. O lume întreagă de nelămuriri, de traume, de neliniști, de frământări, dispărea ca prin farmec. Nae Ionescu a fost un moment în istoria respectivă de mare valoare. Așa, a avut adversari pe Carol al II-lea, adică adversari frumuseții și adevărului și a țării românești și adevărului de urmă de credință. A fost și legionar în felul lui. Noi nu puteam vedea tineretul atunci un filozof mai motivat, mai acoperit, adică mai agormentat ca el. Ascuțit, atingea lucrurile la inima lor, cu sobrietate, în sfârșit, sigur că da. A fost un om extraordinar, să știți. Însă era foarte reținut, așa, fuma mult, era munden în felul lui. Dar nu asta vorbim. E treaba lui, nu făcea, dar a fost un filozof de mare valoare, cu identitate de filozof. Vă spun că el avea pe mic. Mig ăsta numai în două lucruri să găsesc. La un cineva la Cluj, el avea 150 de volume. Migne se scrie, mic se citește. E scris de mic din Franța. 150 de volume, cât o Biblie, de mare un volum, mai groasă, așa era. Pe vremea lui te puteai înscrie ca student extraordinar. Fără participai la cursuri, fără însă să primești o diplomă. Dar m-am înscris și eu, că eu nu eram în altă parte, dar mă interesa foarte mult lucrul ăsta. Sigur că Dumnezeu se vede cât de mic aveam chemare și pe cunoștințe de un ordin spiritual, așa. Și la cursul lui odată a zis, zice, nu vă spun nimic, pentru că nu mi-a venit nimic. Ce putem să înțelegem niște copii? Noi care eram setoși de noutăți, de combinații filozofice, în sfârșit de cu, așa de comparație, de mare... Cea mai strălucită generație pe care a dat-o România lumii. Între aceștia, părintele Arsenie Papacioc, marele duhovnic de la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol. Bucureștiul începutului de veac 20. Capitala unei țări ce își găsise în sfârșit cuprinderea firească, locul de unde se strângeau energiile întregii dacii traiane, de unde urmau să pulseze, să iradieze noile proiecte pentru noua și întregita Românie. Un oraș european cu oameni veseli, mulțumiți și încrezători în noul destin românesc și bucureștean totodată. Micul Paris, îi spuneau unii, având ca centre de putere Palatul Regal, Parlamentul și Universitatea,
Universitatea, unde conferențiau cele mai strălucite și mai avântate minți ale României și de unde iradiau toate mișcările ideologice importante și determinante în orientarea României. Pârvan, Iorga și generații întregi de studenți și de oameni veniți din toate colțurile țării ca să umple până la refuz amfiteatrele universităților. Și între generațiile care realizaseră unirea și cele care rămăseseră fără un ideal național, cum spunea Eliade, o singură punte solidă de trecere, Nae Ionescu. Suficient de matur și suficient de tânăr pentru a lega trecutul de viitor. O sarcină de excepție pentru umerii unui om de excepție. Nimeni niciodată nu mai trezise atâta poftă de învățătură și de gândire în tinerii veniți plini de speranță în viitor pe băncile facultăților. Nimeni de la Eminescu până atunci nu mai despicase atât de crud și de decisiv realitatea românească și europeană în articole de presă. În cursurile sale de filozofie, Nae Ionescu începea de fiecare dată lumea de la zero și o lăsa mereu deschisă gândirii fiecărui student. În articolele de ziar lăsa impresia că închide definitiv fiecare problemă asupra căreia se apleca mintea lui tăioasă până la cinism. Fiecare articol al lui Nae Ionescu era un capăt de drum. O lume întreagă de nelămuriri, de traume, de neliniști, de frământări, dispărea ca prin farmec. Nae Ionescu a fost un moment în istoria respectivă de mare valoare. Așa, a avut adversari pe Carol al II-lea, adică adversare frumuseții și adevărului și a țării românești și adevărului de urmă de credință. A fost și legionar în felul. Noi nu puteam vedea tineretul atunci un filozof mai motivat, mai acoperit.